Bine, au fost și acuze, au fost și aprecieri. Nu vreau să... scuzați răgușeala. Știți de la ce vine? De la patriotism. Da, bine, acum s-au trezit... eu știu care este protestatarul tip. Este fie estetul ăla care... căruia îi pute fotbalul și se uită doar la evenimentele astea importante. Și normal că ne făcând parte din lumea asta și din tot contextul ăsta al calificării, normal că îi miroase și nu-i place și îl șochează ce se întâmplă acolo. Fie e vorba de diversi prieteni, între ghilimele, de pe presă sau așa mai departe, fie sunt alți prieteni de la CSA Steaua, că am văzut că ăștia sunt cei mai mofturoși și fac alianțe și atacă în turmă. Pardon, am vrut să zic turmă, să nu se interpreteze, atacă în grup. Ce pot să spun este ce mi-a spus mie un prieten foarte bun, pe care l-am întrebat, bă, zi, bă, sincer, că, într-adevăr, noi ne-am cam pierdut mințile pe acolo, au fost mai multe lucruri. Un început de meci extrem de brutal, cu gol primit în minutul 2, cu curajul ăla prostesc al meu de a spune că e bine că am luat golul ăsta, că o să iasă bine până la final. Și întâmplător am avut noroc și dreptate. Cu o egalare minutul 10, dar până la egalare cu greșeala aia lui Horațiu Moldovan, cu o mulțime de evenimente, cu Pușcaș lovit în cap aici în ceafă și arbitrul lângă el n-a văzut și am sărit amândoi în picioare. E fault acolo, măcar oprește meciul, că el a lovit în cap. Și cu tot felul de evenimente, ratări, bară, ratări, adică un meci care, într-adevăr, te-a ținut în unghii, te-a ținut acolo, la postul de comentator. Nici o clipă de răgaz, nici o clipă de respiro. Și ușor, pe măsură ce te apropii de meci, simți că e linia aia de finish tot mai aproape și vrei să fie cât, tot mai mult vrei să fie bine și de aici, într-adevăr, nici nu mai știu ce am zis, adevărul e că nu mă așteptam să fac așa de urât, pentru că am și o vârstă și culmea i-am spus lui Costi înainte de meci, păi Costi, hai să fim relaxați, să fim obiectivi, să nu ne inflamăm prea tare, vorba lui Naimi, să nu ne creiem, să nu ne facem iluzii ca să nu avem deziluzii, da? Da. Și uite că nu s-a întâmplat, că din minutul 2 s-a dus Naimi tot planul.